Doi părinți din Timișoara sunt acuzați că și-au bătut joc de propria fiică, ar fi ținut-o în condiții inumane și ar fi abuzat-o sexual, spun anchetatorii, care au cerut arestarea lor. Cea mică suferă de un handicap locomotor, iar acum a ajuns în grija celor de la Direcția pentru Protecția Copilului. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. De ce a abuzat-o pe fată? De ce a abuzat-o? Nu ți-a fost milă de ea? Ce s-a terminat, fete? Abuzat-o? Dumneavoastră, ce ați făcut? Știați că o abuzează sexual. Ancheta în acest caz a început în urmă cu aproape un an, după ce mai mulți vecini au reclamat la Direcția de Sănătate Publică mizeria din apartamentul acestora. Nu munceau de niciunul, deci. Trăiau numai din banii aia ce primeau după fată. Condițiile sunt foarte groaznice, miroase, gonci toată ziua, se poate vedea și pe telefon că a filmat. Am făcut, cred că, sesizare și la... De fapt, nu că am făcut, am sesizat la Direcția de Sănătate Publică. Adică câte știu... un focar de infecție? Da, înăuntru, numai cartoane, tot ce se poate culege pe jos, gunoaie, mizerii. Inspectorii Direcției pentru Protecția Copilului au descins la locuința situată într-un bloc de la marginea Timișoarei și au stabilit că fata, care are și un handicap locomotor, nu poate trăi în acele condiții. Au obținut o ordonanță președințială și au luat copila din apartamentul groazei. După câteva săptămâni, pe măsură ce au stat de vorbă cu ea, au aflat ce viață cumplită a avut. Pe parcursul acestor ședințe de consiliere psihologică, pe măsură ce teama, ce teroarea au început să dispară și început să se simtă în siguranță și să nu-i mai fie frică, au început să apară treptat elemente de abuz sexual. Inspectorii au sesizat polițiștii care au început o anchetă. Din probatoriul administrat în cauză, a mai rezultat faptul că în perioada menționată, inculpatul moldovan Pascar Claudiu Caius ar fi întreținut în mod repetat acte sexuale cu fiica sa minoră, profitând de autoritatea manifestată asupra acesteia în calitate de părinte. Cei doi soți au fost arestați pentru viol și rele tratamente aplicate minorului.